Suspansul continuă în seria Nord a Ligii a patra de fotbal, Giurgiu. Cu 4 etape înainte de final, numai puțin de 5 formații luptă pentru a prinde unul din cele 2 locuri care duc în faza finală a campionatului. Sâmbătă la Călugăreni, AFC Singureni, locul 1 și Vitorul Tântava, locul 2, au oferit un spectacol de zile mari, demn de un derby. În tur, Tântava a condus cu 3-0, însă a fost învinsă. Acum a condus cu 2-0, dar nu a reușit să plece cu toate cele 3 puncte. A fost însă foarte aproape, fiind egalată în minutul 90. TV Giurgiu a stat de vorbă cu antrenorii celor 2 formații despre acest duel, iar grație neobositului Adi Răduca, vă putem oferi și imagini concludente. Mai întâi câteva aspecte legate de partidă. Prima repriză a fost una echilibrată, cu ocazii de ambele părți. Vitorul Tântava nu a venit la Călugăreni pentru a se apăra, iar în minutul 17 a avut prima ocazie prin Ionuț Lițoiu. Scăpat singur, atacantul advers nu a reușit să-l învingă pe Marius Popa. 2 minute mai târziu a venit și replica singureniului. Crăciun respinge la sacrificiu mingea chiar în momentul în care Toma se pregătea să șuteze. Acțiunea ofensivă i-a aparținut lui Drăghici. Minutul 38 aduce și deschiderea scorului. Lițoiu este mai rapid decât un fundaș advers, pasează în fața porții, iar Iulian Brânză nu iartă. Repriza secundă începe perfect pentru oaspeți, care marchează din nou. Mihai Butoi recuperează mingea la centrul terenului și îl învinge pe Popa după o cursă senzațională de aproximativ 40 de metri. În minutele 61 și 71, Viitorul are șansa să încheie meciul, dar ratează 2 ocazii imense prin același Lițoiu. Marius Popa a fost din nou providențial pentru echipa sa. În loc de 3 sau 4-0, se face 2-1, apoi 2-2, pentru că, nu-i așa, ocaziile se răzbună. Ionuț Fluierică iese la rampă atunci când trebuie și aduce un punct vital echipei sale în acest final de sezon. În minutul 74, reia imparabil cu capul după o lovitură liberă executată de Nechita. Bine, bă! Golul egalării cade în minutul 90. Din minutul 81, oaspeții au evoluat în inferioritate numerică după eliminarea lui Marius Stache. După ce am avut un început destul de bun, formația din Singureni, după aceea, cred că vreo 10-15 minute au fost în controlul jocului, am înscris, am început repriza a doua la fel de bine, am marcat golul 2 și exact nu am fost destul de preciși la finalizare ca să putem închide meciul. Apoi, cei din Singureni au redus din handicap. Am avut și un jucător eliminat, dar eliminarea este a lui, pentru că la fotbal nu ai voie să te ceri spazitul. Și pe finalul meciului cei din Singureni au reușit egalarea. Managerul celor din Singureni, Cristian Răgălie, susține că acest final de sezon nebun este benefic pentru echipa sa. Prefer meciurile cu presiune, în care să luăm meci cu meci și să ne dorim victoria. Să nu mai fim siguri de calificare sau siguri de victorie, gata, jucăm cu trestieni, să zic așa, sau nu contează. Echipa, suntem dați învingători dinainte. Nu, prefer meciurile astea cu miză și cu siguranță și concentrarea noastră va fi mai bună. Îmi pare rău de prima repriză cu Tântava, ne-am trezit puțin că am trezut, dar până la urmă, important este că nu am pierdut, totuși ne-am respectat plazul. În acest moment, clasamentul seriei Nord este condus de AFC Singureni, 43 de puncte, urmată de Viitorul Tântava, 40 de puncte, Petrolul Roata, 36 de puncte, FC Bolintin Maluspart, 35 de puncte și Avântul Florești, 34 de puncte. Au mai rămas de disputat 4 etape. Singureni și Florești mai au de jucat câte 3 partide, în timp ce Tântava, Roata și Maluspart, câte 4. În următoarea rundă, AFC Singureni are parte de un nou duel de foc, de această dată cu Petrolul Roata, în timp ce Viitorul Tântava primește vizita ultimei clasate, ASE Iepurești.